Vreau să fac o actualizare pe fondul proprietatea pentru că este destul de multă agitație pe bursă. Vedem că astăzi este ex-date și prețul a fost ajustat cu valoarea dividendului brut, bineînțeles că nu a fost exact la fel, pentru că am putut să vedem faptul că a existat o creștere destul de mare astăzi. Investitorii sau mai bine zis speculatorii, vedem că împing prețul pe acțiune în sus, am avut o creștere de 45, aproape 50%. Imediat după ce a fost ajustarea efectuată de către bursă, am putut să vedem că la un moment dat s-a oprit tranzacționarea pentru fondul proprietatea, dar s-a eliminat această restricție și în continuare se tranzacționează și este un casino live în momentul de față și vreau să discutăm puțin despre fondul proprietate și ce se întâmplă, așa o mică actualizare, da? Deci vedem într-adevăr că a scăzut și că a existat această ajustare, cum am discutat foarte recent în ultimul material publicat, vedem că linia galbenă reprezintă data ex date și vedem într-adevăr că a fost ajustat exact așa cum am discutat în trecut, dar putem să vedem că este împins în sus și că există o creștere. Discutăm imediat despre această creștere, dar ce vreau să evidențiez este faptul că în momentul de față fondul proprietatea se tranzacționează pe la 0,32, 0,33 lei pe acțiune. Și atunci e foarte important să urmărim această nouă zonă, pentru că după ce a fost ajustat și putem să vedem aici în știri, prețul de referința al simbolului FP, valabil pentru ședința de tranzacționare din data 7 noiembrie 2023 și până la formarea unui nou preț de referință este 0,26 lei pe acțiune. Vedem această informație chiar în partea de jos pe bursă pentru fondul proprietatea și într-adevăr conform precizărilor tehnice referitoare la cadrul de tranzacționare aferent acțiunilor fondului proprietate aplicabil pentru ședința de tranzacționare din data de 7 noiembrie 2023, adică astăzi. Cu toate acestea, pe la ora 11 -a din cauza faptului că era o volatilitate destul de mare și prețul a început să crească de la prețul de referință ajustat, vedem că s-a oprit tranzacționarea, după care s-a reluat tranzacționarea și o să discutăm imediat despre asta. Dacă ne uităm pe Tradeville, pe adâncimea pieței, vedem într-adevăr că a fost împins în sus prețul pe acțiune, a existat interes de cumpărare și vedem că s-a oprit tranzacționarea conform mecanismului de întrerupere a volatilității din titlul trade codul BVB și o să ne uităm împreună și pe acest mecanism să vedem exact ce înseamnă, da? Dar vedem că în momentul respectiv licitația deschisă, da? Și ne uităm pe registru deschis, vedem că era distorsionată. Pe bid prețul era înainte de ajustare, după care pe ASC prețul era după ajustare și exista așa o asimetrie, după care a fost rezolvată, da? După ora 11 ne uităm imediat, dar vedem că fondul proprietatea are o creștere cu 24%. A urmat să crească cu 40 și ceva la sută, dar în componența indiciului BET vedem că această creștere este reprezentativă, mai ales pentru persoanele care urmăresc această evoluție în componentele indiciului BET, sigur le-a sărit în ochi faptul că există această creștere. Și acum nu vreau să cred că oamenii nu știau despre această ajustare și probabil au crezut că scade și au văzut în pozițiile lor de investiții că aveau o scădere sau o pierdere nerealizată și au început să să achiziționeze sau poate persoane care nu deținau fondul proprietate au început să cumpere destul de mult pentru faptul că li s-a părut oportun, deși atât valorează compania. Bine, nu că valorează atât ca valoare intrinsecă, ci acest preț din piață nou este ajustat pentru că se va plăti dividendul special din vânzarea hidroelectrică. Acum, dacă ne uităm în componența indicelui Bet, într-adevăr, fondul proprietatea are o pondere mare, 16%. Deocamdată nu o să mai fie acea această pondere în curând după ce se va plăti dividendul și după ce se va ajusta de către Bursa de Valori din București, pentru că trebuie să facă această ajustare și revizuirile sunt o periodice. Dacă ne uităm la mecanismul de întrerupere a volatilității BVB, vedem una dintre direcțiile constante de acțiune ale Bursei de Valori București vizează alinierea la practicile și standardele bursiere în materie, inclusiv în ceea ce privește mecanismele și tehnicile de tranzacționare. Și vedem că există acest mecanism de întrerupere a volatilității volatilității sau volatility interruption se înscrie în acest demers al BVB, fiind o modalitate de protecție și un instrument de administrare a riscului de piață care să prevină perturbări artificiale ale prețului din piață, contribuind la îmbunătățirea continuității prețurilor și asigurând un grad ridicat de calitate a pieței. Și atunci poți să aprofundezi despre tunelul maxim, tunelul static și tunelul dinamic, dar vreau să ne uităm puțin în codul BVB și să ne uităm la aceste limite de variație și duratele de timp corespunzătoare emitanților pe bursă, da? Și vedem așa pe piața principală, tunelul maxim plus minus 25% și am văzut că fondul proprietate a crescut cu peste 25% și a fost întreruptă tranzacționarea, dar oare este o creștere sau o volatilitate artificială? Poate este interes, chiar dacă este speculă până la urmă și trebuie să lași piața să se ajusteze așa cum trebuie, nu, în funcție de cerere și ofertă. Și vedem că a fost într-adevăr eliminată acea restricție și se tranzacționează în continuare, chiar dacă a crescut cu peste 40 și ceva la sută, pentru că trebuie să cuantifice și ei dacă este artificial sau dacă nu. Și atunci poți să citești despre aceste detalii, da, din codul bursei de valori din București sau din acest mecanism de întrerupere. Însă, vreau să ne uităm foarte important pe bursă, să vedem ce se întâmplă cu fondul proprietatea, pentru că sunt foarte mulți acționari și am văzut că sunt două tabere. Sunt anumiți speculatori care cumpără foarte puternic acum, în gândul în care ies mai sus pentru că atrag și alți speculatori, adică intră în bulă, da, am discutat deja despre asta, este un positive feedback loop. De ce? Pentru că vedem că prețul crește, aduce alți speculatori care vor să intre, prețul crește, vin alți speculatori și acești speculatori mai raționali, care reușesc să-și controleze emoțiile, vor reuși să iasă înainte ca această bolă să se spargă. Din păcate, mulți dintre aceia Rațional, devin și ei iraționali în acest proces și nu vor ieși precum și-au propus din cauza lăcomiei și dorinței să se îmbogățească mai mult decât și-au propus exante. Eu nu încurajez absolut deloc să intri în fondul proprietatea acum, sub nicio formă, și să fii prins cu lichiditățile personale în această bulă, mini bulă care se formează pe speculă. Pentru că o să-ți arăt la sfârșit, dacă rămâi cu mine în acest material, un lucru destul de important despre viitorul fondului proprietatea, da? Dar până atunci vreau să ne uităm în acest articol. Acest articol a fost publicat pe ziarul financiar și vedem acțiunile noului fond proprietate dau cu capul de tavan, cresc cu 25% la debutul ședinței de joi față de prețul de referință de după corecția ex-date. Foarte puțini vânzători, după care putem să vedem că a fost o actualizare, limita de creștere de 25% a fost eliminată. Și vedem așa, cu 25% se apreciază acțiunile fondului proprietate la debutul ședinței de astăzi de la prețul de referință de 0. 26 lei aproximativ, determinat ca urmarea corecției dividendului Mamut la aproximativ 0,32 lei, arată datele BVB. Este prima ședință de tranzacționare în care fondul proprietatea scoate din bilanț ultima legătură pe care a avut-o cu Hidroelectrica, data ex date pentru distribuirea de dividend de record de pe urma listării companiei. Și vedem că potrivit reglementărilor, plus 25% este limita superioară de creștere pe care fondul proprietatea o poate atinge astăzi, dar ai văzut ce scrie acolo artificial sau din cauza unui comportament care ar distorsiona situația optimă a pieței. Da nu neapărat un interes major care să se manifeste în achiziții accelerate pe bursă. Acțiunile tranzacționate astăzi nu dau dreptul la dividende cu un randament de 90% plătite pe 29 septembrie. Corect, astăzi este ex date. Dacă ai cumpărat până ieri, inclusiv, ai acces la dividendul care va fi plătit pe 29 septembrie. Dacă nu ai cumpărat, nu mai ai acces la dividende, aceea s-a corectat prețul. Am discutat deja despre asta. Acțiunile sunt în predeschidere pe fondul aglomerației, însă potrivit datelor din platformele brokerilor, bidurile, adică acțiune pe care vor să le cumpere investitorii, se ridică la 37,7 milioane de unități însă sunt foarte puțini vânzători, Ascul fiind golit în primele minute. Ideea este că, vedem, circa 22.000 de acționari ai fondului proprietate vor primi pe 29 septembrie în conturi aproximativ 9,3 miliarde de lei. Corect, am discutat deja despre asta. Însă, ce este interesant este acest calcul care a fost publicat în acest articol. Vedem așa, prețul de închidere pe 6 anul 2023 cu o zi înainte de ex-date a fost într-adevăr 1,98 lei pe acțiune aproximativ. Vedem valoarea dividendului brut, 1,7 lei pe acțiune. Se face calculul da, și se ajunge la 0,26 lei pe acțiune prețul de referință de azi. Pentru că am văzut pe BVB că așa a fost comunicat că se va întâmpla. Da? Am văzut lucrul acesta, adică prețul de referință s-a spus cum se va calcula, prețul de închidere cu zi înainte minus valoarea dividendului. Și vedem ce se spune aici. În realitate investitorul încasează dividendul net corect, adică se ajustează cu rata de impozitare. 1,58 da? lei pe acțiune. Însă nu nu sunt de acord cu acest calcul de aici, anume 1,98 minus 1,58, adică 0,4 lei pe acțiune, motivul raliului, în sensul în care nu că nu sunt de acord cu acest calcul de către autor, ci nu ader la ideea în care ar trebui să crească până la 0,4 lei pe acțiune, din cauza faptului că investitorul nu primește 1,72 lei pe acțiune de facto și primește 1,58 lei pe acțiune pentru că statul ia 8%, dar fondul proprietate distribuie 1,72 lei pe acțiune, chiar dacă 8% se duce la stat, adică se împarte, 92% se duce la tine în calitate de investitor și la ceilalți acționari, bineînțeles, care au acces la plăcintă, adică la valoarea atribuibilă prin deținerea acțiunilor și 8% se duce la stat. Și atunci, chiar dacă tu ești plătit un salariu net. Angajatorul tot plătește un salariu brut. Și atunci, interesant este faptul că banii tot pleacă din fond. 1,70 lei pe acțiune nu e ca și când rămâne o valoare mai mare în fond după ce te-a plătit dividendul pentru că rămâne partea de impozit. Impozitul este plătit către stat, tot este o ieșire din fond. Valoarea fondului scade cu 1,72 lei pe acțiune. Da? Ce te și al puțin, luând în calcul doar această variabilă. Deci, dacă investitorii sau speculatorii cumpără în ideea în care au primit mai puțin sau vor primi mai puțin, mai bine zis, la data plății, nu este corect. Este speculă pur acum sau, și o să-ți arăt mai târziu puțin, este o percepție față de valoarea rămasă în fondul proprietatea, care este mai mare decât prețul din piață, potențial, și o să ne uităm împreună mai târziu, da? Dar acest calcul este corect. Ideea din spate este faptul că nu cred că speculatorii cumpără pentru faptul că este o valoare mai mare dacă adaugi sau, mai bine zis, ajuste Zi, impozitul din valoarea dividendului. Acum, dacă ne uităm pe adâncimea pieței, da, pe Tradeville, putem să vedem că prețul pe acțiune crește din ce în ce mai mult. Vedem o variație de 45% creștere și în continuare vedem că există un apetit ridicat pentru acțiunile fondului proprietatea de speculatorii cel mai probabil. Vedem că s-a ajustat și pe registrul deschis bidul și ascul după ajustare și vedem ce interes există. Da, poți să vezi aici interesul pe adâncimea pieței, însă asta poți să vezi și tu. Ce vreau eu să scot în evidență acum este următorul aspect. Vedem top participații din portofoliu. Dacă scoatem hidroelectrica pentru că nu mai este în fondul proprietate acum, chiar nu se mai reflectă nici în prețul pe acțiune, fiind ex-date, fondul proprietatea mai rămâne cu CN Aeroportul București, Engi România, Administrația Porturi Maritime, Societatea Națională a Sării și, bineînțeles, alte participații. Dar, bineînțeles, că trebuie să scoți și ce alte vânzări au existat în trimestrul 3, care nu sunt reflectate în aceste rezultate semestriale pe primul semestru din 2023. Dacă tu consideri că aceste companii rămase în portofoliul fondului proprietatea, cum ar fi Societatea Națională a Sării sau CN Aeroporturi București, cu aceste participații pe care fondul le deține, în aceste companii, dacă tu crezi că valoarea din fond aferent acestor companii este mai mare decât prețul pe acțiune existent, da? în contextul în care aceste companii vor plăti dividende care vor fi atribuibile acționarilor până în următorul ex day din fondul proprietatea, plus alte acțiuni care vor fi potențial răscumpărate de fondul proprietatea sau alte listări, cum ar fi, să spunem, Societatea Națională a Sării, care din nou va fi un dividend special în viitor, dacă tu consideri că aceste participații rămase, aceste companii rămase, sunt la o valoare intrinsecă sau o valoare potențială care poate fi deblocată prin anumite, să spunem, decizii pe care fondul trebuie să le ia cu privire la potențiale listări sau vânzării accelerate, plasament privat și așa mai departe, dacă tu consideri că valoarea acestor companii rămase este mai mare decât prețul pe acțiune din piață curent, atunci este rațional să cumperi dar nu intra acum doar în ideea în care scoți un 5-6-7%. De fapt, poți să faci ce vrei cu banii tăi, însă nu te încurajez să faci asta. Să fiu mai precis. De ce? Pentru că, deși poate că ești rațional și ai luat de dimineață și deja beneficiezi de o creștere, poți să devii irațional în proces pentru că e foarte greu să știi când să ieși din această speculă. Toate aceste informații au fost date de către membrii valoroși în grupul pe Discord privat, da? în secțiunea specială Fondul Proprietatea au discutat despre această situație și discuțiile sunt live acum în momentul de față. Hai alături de noi în acest grup dacă nu ești deja un membru. Înveți foarte multe lucruri și dacă ești acționar în fondul proprietatea sau te interesează, poate vrei să devii acționar sau poate vrei să faci parte din această speculă. Din nou poți să faci ce vrei cu banii tăi, eu ți-am spus doar opinia mea. Și atunci, tu dacă vrei să fii actualizat cu informații în timp real pentru fondul proprietatea, de exemplu, vedem Opera ne-a oferit aceste informații despre sistemul de întrerupere a volatilității și ne-a trimis link către aceste informații. Dacă vrei să te actualizezi în timp real de la persoane experimentate cu ce se întâmplă pe plan bursier, este o comunitate la care ai acces gratis prin linkul din descriere. Aceste informații sunt foarte valoroase, de ce? Pentru că vin din experiența anumitor persoane cu foarte mulți ani în spate de investiții și persoane care sunt tot timpul, să spunem, prinse în a se documenta din ce în ce mai mult și împărtășesc și cu membrii și suntem foarte norocoși că împărtășesc cu noi. De aceea, hai alături de noi dacă nu ești încă un membru. Și ultimul lucru pe care vreau să-l spun este să îți revendici planul de investiții de pe foxland.ro sau să ne scrii un mail direct pe contact@foxland.ro vreau plan de investiții, este gratis, o să-l primești. Am pregătit 8 pași de investiții. De ce îți spun despre acest plan de investiții în acest moment? Foarte simplu. Pentru că dacă tu ai parcurs acești 8 pași și ai înțeles despre ce este vorba în investiții, știi foarte bine ce ai de făcut acum cu fondul proprietatea sau ce nu ai de făcut. Dar, până la urmă, o acțiune sau, mai bine zis, să nu faci ceva, faci ceva, pentru că nu ai făcut acel lucru. Deci, important este să îți revendici acest booklet dacă n-ai făcut-o încă. Intri pe www.foxland.ro, te-ai mai jos, ai revendicat bucletul sau ne scrii direct mail și îl primești în curând. Ai mare grijă, te rog, când tranzacționezi fondul proprietatea, dacă vrei să speculezi, ai mare grijă cu banii tăi, stabilește-ți o politică de risk management, da? să gestionezi riscul optim și să ieși când trebuie. Ia în calcul faptul că pe Tradeville sau pe alți brokeri pe bursa locală sunt comisioane destul de mari, nu e ca în afară unde poți să faci trading și să nu prea simți comisionul. Lasă un comentariu, te rog, și spune-mi și mie dacă tu ai intrat în această speculă pe fondul proprietatea și ce ai de gând să faci când vrei să ieși din această speculă, cred că ne-ar interesa pe toți. Până data viitoare, investiții profitabile, să ne vedem cu bine și sper că nu ai fost prins la mijloc în această mini bulă care se creează. Salut!